Aș vrea să vă aduc în atenție și să trag un semnal de alarmă asupra faptului că și vă rog să mă credeți un punct de vedere personal, pur personal. Ieri a avut loc la Slatina o manifestare cu ocazia Zilei Unirii Mici, Zilei Unirii Principatelor, unde ca de fiecare an a avut loc o manifestare, zicem, culturală, istorică, cum spuneți dumneavoastră, cum credeți și dumneavoastră că a fost, eu așa am văzut-o, cu oareși ce conotație politică. Ieri am văzut și am văzut astăzi într-un cotidian local o fotografie istorică, zic eu, unde cei doi lideri ai Partidului Social Democrat și ai Partidului Democrat Liberal și-au dat mâna în Hora Unirii. Credeți că l-am sunat pe președintele PNL-ului și l-am întrebat dacă s-a prins în coră, mi-a spus că nu. Cum? Poftim? Nu s-a prins. Mie apare poza, dacă nu. Mie mi-a spus că nu s-a prins și în asemenea situație am convocat această conferință de presă. Am văzut astăzi... Am văzut astăzi fotografia respectivă și vreau să trag atenția domnului președinte Paul Stănescu, președintele PSD-ului, că nu poți să ataci guvernul de la București și pe reprezentanții lui și giranții lui de pe plan local să-i ții în brațe. Traian Băsescu, Emil Boc, Elena Udrea în companii sunt în funcții și cu voturile măsluite, furate, nu știu cum, oferite de cei de pe planul local. Nu poți să îl ataci pe Boc și pe Băsescu și să-i joci în horă cu capodiltutii capii de pe plan local și cu șeful biroului de zeciuială din județul Olt. Este anormal. Este ori dovadă de ipocrizie, ori fariseism. Ori îi ataci pe toți și bași pe toți în aceeași găleată, ori nu mai ieși în piața publică și spui nimic. Am înțeles, n-am văzut că aseară a fost la oranjada locală, alaltă seară, tot la oranjada locală a fost cel care este maestru de ceremonii în piața prefecturii și a spus că ei n-au nimic cu liderul local PDL, că e un om extraordinar. Pe cum? Când stai la masă și șeful spui să rumâna lui Elena Udrea, să trăiți lui Emil Boc și lupți ca ei să rămână în funcții când piața este plină de oameni care le cer demisia, cum poți să stai la masă cu un asemenea personaj? Deci nu poți. Ori ești cu el, ori ești împotriva lui Băsescu. Nu poți să fii și cu el și împotriva lui Băsescu. Nu ai cum. Deci nu ai cum. Poate și-a făcut adeziune la PSD, nu știu noi. Nu. În atare situație, vă spun aici, în cadru oficial, că eu solicit o întâlnire în numele Partidului Național Liberal filiala Olt cu cei doi președinți ai PNL și PSD, respectiv Crin Antonescu și Victor Ponta, pentru a lămuri această situație de pe plan local.
să ne spună în fața celor doi președinți, sau să ne lumineze în fața celor doi președinți, care este strategia domniei sale, că asta nu este strategia USL. Personal, credeți-mă, ori că nu mă duce capul, ori că e o strategie prea subtilă pentru mine, eu nu înțeleg. Am ținut capacul deasupra oalei atâta timp. Am înțeles binele spitalului județean, binele casei de copii nu știu care, binele locuitorilor acestui județ. Care bine? Vă rog, lămuriți-mă, care bine? Că tot ceea ce se întâmplă la ora actuală în județul Olt se întâmplă cu buna știință a șefului biroului de zeciuială. Nu se pune un director în funcție, nu se dă un director jos, nu se ia o lucrare, nu se dă o lucrare decât cu știință. Niciodată, vă spun. Cu știința cui? Șefului biroului de zeciuială. Cine? Păi, nu știți dumneavoastră, doamne, este o femeie inteligentă, doamne. Vă cunosc atâți ani. Știu că bătrânețea vine și odată, mai vine și înțelepciune. Să dați nume și prenume. Președintele PDL Olt. Că dacă mai e și altul și de-aia. Păi vor fi mai mult, să mai pun și alții șefi de instituții, de birouri, de servicii, de... Dar mai lăsați-mă să termin, vreau, când spuneți, vă întrebările. Foarte. În atare situație, v-am spus, voi face o adresă oficială către cei doi președinți, prin secretariatele generale ale celor două partide, pentru a convoca această întâlnire. Noi, PNL-ul, nu știm care este strategia actuală a USL-ului și de tot. Dar Ciugulea știe? V-am spus, noi, PNL-ul, nu știm. Dar ați discutat cu domnul președinte Ciugulea? Despre ce? Despre situația asta. Da. Te-a zis noi PNL-ul. Are aceeași părere ca și mine. Partidului, are aceeași părere ca și mine. Nu știm la ora actuală strategia acestei uniuni social-liberale în județul Olt. Nu ne-am mai întâlnit de la... Știu că v-ați de la... din comisar. Da, doamnă, nu ne-am mai întâlnit. De luni de zile. De când nu v-ați mai întâlnit? De luni de zile, nu mai țin minte, credeți-mă. Nu conferință de presă după una, mai săptămâna trecută. Pentru că un membru al comisiei de negociere din partea PNL mi-a spus că din noiembrie nu v-ați mai întâlnit. Da, ceva de genul ăsta. Mai țin minte de câte luni. Oricum nu-și amintea ce ți-ați discutat. Probabil că banalități, că nu-și amintea. În atare situație, v-am spus, am vrut să vă informez și pe dumneavoastră. N-am discutat absolut cu nimeni și am stat mult și m-am gândit. Dați-mi voie, domnul Tița, vă rog, după care puteți să-mi puneți întrebări. Ieșim în cadrul oficial și după care stăm de vorbă destul de mult. V-am spus, nu am discutat cu absolut nimeni vis-a-vis de această decizie de a face această adresă către președinții celor două partide. Am stat mult, m-am gândit dacă este bine, dar nu se mai poate. Ceea ce s-a întâmplat ieri m-a făcut să iau această decizie. Lăsați-mă, doamnă, să termin, vă rog. Doamnă, dacă știu că n-aveți răbdare. Domnul președinte Ioan Ciugulea. Așa? Eu l-am întrebat aseară, doamnă, și mi-a spus că n-a fost în coră. Cred că chiar o jumătate de oră a tremurat de frig lângă ceilalți doi. Doamnă, domnul Ciugulea era acolo. Doamnă, încă o dată vă spun. Eu l-am întrebat, era acolo, că nu s-a prins în coră. Și poate că s-a prins în coră sau nu. Dar ceea ce am văzut... S-a prins, dar nu l-am băgat în coră. Mă rog, nu știu. Habar n-am. Și asta pare poate mai puțină importanță că s-a prins sau nu în coră. Dar ceea ce am văzut și ieri, ceea ce am înțeles că se întâmplă pe oranjada locală, când membrii ai USL-ului vin și spun că domnule, n-avem nimic cu oamenii de aici. Oamenii, știți cum e, societatea română e minunată, sau travaliu românesc, munca, se fac în România, dar lipsesc cu desăvârșire. Da? Nu se poate să-l atași pe Băsescu și pe Boc, iar pe ăștia de aici, care sunt mâna lor în județ, mâna lor, sacul nu se umple decât cu mâna, nu cu piciorul. Sunt mâna lor în județe. Nu se poate
să-i lauzi. Nu se poate. Ori ești cu ei, ori ești cu steagul, ori ești cu dracul. Vorba aceea, spus, Doamne iartă-mă. Nu se poate să-i ataci pe ăia și pe ăștia să-i lauzi. Bun, am încheiat, acum aștept întrebările noastre. Încerc scuze. Vă rog. Așa, vă mulțumesc. Dumneavoastră nu ați fi jubat fără auntirii lângă un coleg parlamentar de la UDMR, UNPR, PDR? De la PDR nu. Și dacă vă invitați, ce puteți? Nu mă duceam lângă el. Lângă cel care a luat cinematograful, care umblă prin județ pentru lucrări, lângă cel care... I-ați dat cinematograful, domnul Stâlp. Eu? Doamna, vă rog frumos. Doamna, vă rog frumos să vă cereți scuze. Cereți-vă scuze. Vă rog frumos, cereți-vă scuze. Cereți-vă scuze că eu nu i-am dat niciun cinema. L-a luat. Da? L-a luat. Nu i-l-am dat eu. Păi da, doamnă, nu spuneți asta. Că nu suntem toți la fel, să fie clar. Și încă o întrebare. Vă rog. Mai sunteți sau unde vădați? Unii fără mai mult. Poftiți? Mai sunteți sau unde vădați? Doamnă, eu mi-am dat demisia domnului Crin Antonescu și domnul Crin Antonescu este liber să facă ce vrea cu demisia mea. Atâta timp cât voi fi chemat la ședință, mă voi duce. Dacă Crin Antonescu și USL-ul iau decizia ca noi să ne dăm demisiile, atunci vor depune demisii. Pe cetățenii din colegiu i-ați întrebat? Poftiți? Pe cetățenii din colegiu, pe cei care v-au ales, că presupun domnul Crin Antonescu v-au ales. Cetățenii din colegiu? Da. Eu vă garantez că cetățenii mei din colegiu sunt nemulțumiți de actuala guvernare. Sunt nemulțumiți de hoția care se întâmplă la ora actuală în România. Și sunt convins că cetățenii ar fi spus, da, domnule, dă-ți demisia. Da? Dar ați primit semnale de la cetățenii noastră din colegiu prin care vă felicită? Da, m-au felicitat. Sunt mulți cetățeni cu care țin legătura. Atât la cabinetul parlamentar, care au și telefonul meu și m-au felicitat. Dar permiteți o întrebare, pe o afirmație făcută de noastră. Un singur lucru ar putea să salveze această națiune, alegerile anticipate. Vă rog frumos, detaliați cum va fi salvată națiunea României prin alegerile anticipate. Cum ar putea fi salvat? În această situație de criză, pentru că oamenii, eu așa am perceput, așa. Că oamenii, puțini, mulți, nici nu contează chiar și unul dacă e așa. Da? Au ieșit în stradă, reclamând că n-au bani de medicare, că neajunsurile au depășit limita suportabilității. Am înțeles, Cum va fi salvată națiunea? Da, doamne, există două pe care eu una am înțeles. Să spun o părere personală cu orice risc, o consider exagerată, cel puțin. Afirmația noastră. Da, haideți să vă luminez. Luminați. Ok. La ora actuală sunt două variante. Deci există perspectiva unei duble alternative. Ori rămânem cu actuala guvernare, care și-a dat dovada incapacității și hoției sale, ori schimbăm. Cu cine, nu știu, doamnă. Nu eu hotărăsc. Eu voi vota cu siguranță USL-ul. Dumneavoastră de aici și toți cei din stradă hotărăsc cine va merge la guvernare. Există aceste două variante. Deci nu există altă variantă. Într-o societate democratică, politicul guvernează, conduce. Indiferent ce culoare are acest politic. Este pus acolo de votul cetățenilor. Fără politic ajungem la anarhie sau dictatură. Fără politic, nicăieri, în orice democrație consolidată, în oricare civilizație închegată și sănătoasă de pe această planetă, politicul conduce. Lăsați-mă, pentru a schimba guvernarea... Ajungeți cu partid la o opinie sau alianță, ajungeți la guvernare. Mi-a spus o întrebare. Asta, dacă nu mă lăsați să termin, poate dumneavoastră știți între răspunsul. Îl știți? Nu. Păi atunci lăsați-mă. Păi lăsați-mă să răspund, doamne. Dați dovadă de o mare, să zic, nerăbdare astăzi. În cazul la vreme. V-am spus, ajungem la guvernare, oricare dintre noi, pe vot popular. Dacă sunt mulțumiți oamenii cu actuala guvernare, nu știu de ce au ieșit în stradă. De asta vor anticipa. Este singura modalitate de a salva această națiune. Pentru că această guvernare nu face altceva decât să ducă la colaps această națiune și această țară. A, vreți răspunsuri economice?
Vă spun numai, doamnă, următorul lucru. Câți bani s-au consumat pe stadioane, parcuri și săl de sport puse în pantă în această guvernare? Veți vedea că se puteau plăti pensiile, salariile, chiar nu trebuiau să se micșoreze salariile. Haideți să vă întreb un lucru concret. Fără, doamnă. Veți da banii revoluționarilor? Un lucru concret, atât. În programul și în bugetul pe care USL-ul va prezenta cât de curând națiunii, nu se specifică acest lucru. Deci nu se specifică acest lucru. Că vor fi date aceste indemnizații revoluționarilor. Nu se specifică. Sunteți mulțumită? Deci banii nu se dau decât prin buget, doamnă. Nu îi aduce nimeni de acasă cu sacul. Asta poate se întâmplă numai la PDL.